Rata finală de promovare înregistrată în cea de-a doua sesiune a examenului național de bacalaureat 2023 după soluționarea contestațiilor este în Prahova de 32,2%. Potrivit datelor statistice, se constată o majorare de 2,3% față de rezultatele inițiale. La nivelul județului au fost depuse 403 contestații. Au promovat examenul 332 de candidați, cu 24 mai mulți față de prima afișare a rezultatelor. Începând cu această sesiune, sesiunea examenului național de bacalaureat, evaluarea lucrărilor s-a făcut digitalizat. Astfel au fost eliminate costurile pentru transportul lucrărilor dintr-un județ în altul, a fost redus substanțial timpul de lucru destinat evaluării și a fost diminuat riscul erorii umane în privința calculului notei finale.